Prin Tisa, Gurguiata, 7 km. Am ales pentru astăzi o drumeție din stațiunea Olănești, prin satul Tisa, prin satul Gurguiata, până la schitul Bradu. Intrarea pe traseu se face de la baza de tratament, în dreptul izvoarelor 8, 9, 10. Probabil că ți indică medicul de la care izvor să iei. Mineralizare 798. Da, pe lângă izvoare este o poartă, am trecut de poartă și pornim pe traseu. Deja în partea stângă se află o stâncă și ne continuăm traseul până în satul Tisa, vreo 2 km. Flori de soc, clopoței. Ah, ia miros. Socata. Ce frumos miroase. Încep casele să se vadă. Ne apropiem de sat. Mare, sunt bune. Ia, foarte bune. Satul Tisa este locul unde, prin anii 80, s-a construit un heliport pentru a facilita accesul lui Nicolae Ceaușescu la vila sa de protocol ce o avea în zonă. Vila a fost finalizată în anul 1989 și urma să își petreacă revelionul acolo. Satul, așezat pe dealul Tisa, oferă priveliști spectaculoase spre masivul Buila Vânturarița. Aici găsim o atmosferă autentică a satului tradițional, căsuțe vechi, liniște și frumusețe naturală. Aici avem bisericuța din satul Tisa. Clopotnița este situată chiar la poartă și acolo este bisericuța. Mică și frumoasă. Am găsit și indicatorul către mănăstirea Bradu, sat Gurguiata. Schitul Bradu, 4 km. Gute. Tu filmează, e că eu îi mănânc. O piatră, o stâncă. Thank you.
Bine ați venit în satul Gurguiata. Și bine că ați venit cu noi în satul Gurguiata. Aici la intrare în sat e o măsuță, sunt băncuțe, e un loc de popas, sunt câteva troițe și traseu spre Schitul Bradu, așa în vale. Văd că avem și ceva marcat acolo, cu bulină roșie, eu n-am văzut până acum niciun marcaj pe drum. Mai adânc. Acolo e curmătura, da, buinei. Între piatra și țucla sau ce e acolo, albul. Dar ce frumos să văd aici. Și ce aproape. Cred că e oale. Oale și după aia viorean. Aici și după aia e vânturarița mare și buina e posibil să nu se vadă. Cred că acolo e niște vioara, prima așa de se vede. Da, și a vioara. Doua așa aia, e aia, la curmătura buinei. Aia acolo, da. Sfințită în 2 octombrie 2022, e de ce funcțională, dar pare nou-nouță. Păi, da, sunt 2 ani, nici 2 ani nu sunt. Și troița asta e frumoasă, are niște scări faine cu piatră. Foarte frumos. Nu știu cine are aici, dar e foarte, foarte frumos. Așa mai tradițional. Are câte are? 4. Câte? 1, 2, 3, 4. 4 căsuțe. Aia centrală, aia centrală e mare. Dacă nu mai fi vreuna și mai sus. Da, și nu vedem noi de aici. Dealul Scoabei pe aici. Așa și strada Gurguiata pe aici la vale. Și miroase a soc. Au trăit oameni și cei acum 100 de ani. Dependințe, anexe. Aoleu, și n-am luat nimic pentru ei. Am venit puțin să vedem centrul satului Gurguiata, să vedem căsuțele vechi și acum ne întoarcem să mergem spre schit. Și acum am luat-o pe o potecuță. Pe la poarta din spate. Iar după 2 ore și jumătate am ajuns la Schitul Bradul. Care o să-l prezentăm imediat. Să ne tragem un pic suflet. Să bem puțină apă și puțină cafea. Istoria schitului începe pe la 1784, când un ieromonah Sava, sosit de la Iezer și ajutat de boieri și localnici, construiește o biserică de piatră pe locul unui vechi lăcaș din lemn ce se numea Schitul de sub râpa Bradului. Clopotnița este mult mai înaltă decât biserica, are 2 etaje, iar deasupra găsim clopotele vechi. Un aspect interesant, după reînființarea schitului, călugării neavând bani de clopot, au folosit un obuz golit de pulbere. Aici să prind eu lumina. M-a vincat? Da. Gata. Am mai slăbit 1 kg? Da. În cap. Da. Chiar că aspect... Deci îți dai seama că dacă stătea aceea, te ia suplă. Chiar aspect de culoare. Și de tun. Aici e o cămăruță. Da. De un metru pe doi. 1,5 m pe doi. Da.
cât să dormi, cât să dormi bine. Asta de țin da. De, uite, o rindea, un putinei, o rindea iarăși, plus ca mirese aici, iată. Da, da, a zis că scot apă cu hidroforul de aici. Dacă ai dat binocul, poate ai vedea. Și poate ai vedea și caprele negre? Aia e curmătul. Ele sunt caprele stilce a jos. Acolo, între. Sub, da, sub piatra. Că avem și bulină roșie acolo pe stâlp. De la cele trei troițe din vârful Gurguiata am schimbat traseul, am pornit pe traseul cu bulină roșie, mai erau acolo și altele, cruce albastră și cruce roșie, spre râul Olănești. Eu cred că e un burete otrăvitor. Eu întreb. Să-l întreb dacă e otrăvitor? Ce fel de burete ești? Otrăvitor! Ce pădure faină e și aici! Aici avem un mic părâiaș și un loc unde se vede că vin porcii mistrei să se adape. Și minunat. Am adăpat la izvorul din deal. După ce am mers o porțiune fără niciun marcaj, a apărut o bulină roșie. Sunt dulci, nu-s chiar amare. Da, ne apropiem de oraș. De stradă. De șosea. Aici ar trebui să trecem râul, exact ce bănuiam. Și nu știu dacă reușim, nu știu dacă avem pe unde. E complicat. E complicat, nu mă bag. Hai să vedem, hai să mergem mai sus să vedem. Am rămas blocați, cine ne salvează? E destul de caldă. Mă urc, de mai sus de genunchi, nu? Aia, nu știu cum e, nu știu dacă mă urc. Stai să vedem. Aoleu! Dar să știi că nu-i rece. S-ar putea să-mi ajungă la pantaloni. Până cu ori nu muri, numai că în sapă. Era bun papucii. Papucii de apă, da? Și ai grijă că alunecă pietrele. Nu e chiar rece. Nu e rece, nu e rece deloc. Ah. Aha. Hai la iarbă aici, în urmă. Am trecut prin râul Olănești și am ajuns la mănăstirea Comanca. Mănăstirea Comanca, ridicată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, încântă prin arhitectura armonioasă, perfect integrată peisajului. Dar noi nu am venit pe aici acum, am luat-o pe altă parte. Și indicatorul ăsta cu cruce roșie și cruce albastră era păi în drumul nostru, dar după aia l-am pierdut. Nu, am intrat în pobulină roșie care dispăruși aia. Da, serios. Da. Chiar nu înțeleg.
suferi. Da, o broscuță e. Să uite la tine să mă filmez. Cred că da. Să-ți brazi nici de plute. Astea mari sunt plutele. Astea două, da. Wow, cât sunt. Aceasta a fost drumeția noastră de astăzi. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că v-ați abonat la canalul nostru, iar dacă nu ați făcut-o, o puteți face acum. Toate cele bune, la revedere!